Bună, Ramon. În primul rând, mulțumim pentru că astăzi este ziua ta. Un meci dificil astăzi cu Lotus Boele Felix, o echipă disciplinată, o echipă care a reușit o remiză 1-1 cu Monorog, dar și cu lagul la porta al arbitrilor. Câteva cuvinte despre meciul de astăzi. Da, a fost un meci foarte ușor din partea mea, adică puteam să luăm cele 3 puncte dacă gestionam fazele cum ne-a cerut antrenorul, dar din lipsa de experiență și, nu știu, a greșelilor noastre, am ajuns să scoatem doar un punct din acest meci. Mai bine de ora ați condus cu 1-0, însă pe final, minutul 85, Bihoreni au egalat. Da, n-au avut nimic de pierdut, au ieșit pe atac, noi n-am reușit să consolidăm scorul, să marcăm al doilea gol, au venit peste noi, o greșeală a noastră, pe fază fixă, am primit gol, neînțelegere, nu înțeleg ce a fost, o să analizăm și o să vedem, și ne-au egalat. Urmează o etapă la fel de dificilă, o deplasare la care veți încerca și credeți că veți reuși să recuperați aceste carte de puncte pierdute? Normal, mergem acolo la victorie, noi jucăm toate meciurile la victorie, suntem o echipă tânără și ne-am propus să îmbunătățim jocul de la meci la meci. Suntem jucători foarte mulți veniți în ultima perioadă, nu am prea jucat împreună până acum. Și eu zic că de la meci la meci se și vede diferența, că se crește nivelul jocului și se leagă multe. Mie chiar mi se pare că jocul echipei este mult îmbunătățit față de ce am văzut eu personal acum 2 săptămâni. Am văzut mai multă determinare, am văzut dueluri câștigate la cap, dueluri 1-1. Mi se pare că jocul începe să fie ceea ce vor iubitorii de fotbal, cum vezi tu din teren evoluția colegilor tăi și, în general, evoluția echipei de la meci la meci? Da, v-am zis, suntem foarte mulți veniți acum, nu de curând, și ușor-ușor începem să ne adaptăm, începem să ne dăm seama ce înseamnă echipa asta pentru oraș. Normal, sunt foarte mulți care critică, dar anul ăsta trebuie să aibă răbdare, sunt foarte mulți jucători cu experiență și pe lângă jucători ăștia cu experiență avem și foarte mulți juniori și trebuie să avem răbdare. Noi cu ei și ei cu noi. Mi se pare de multe ori că ești un vârst destul de izolat. Te bați acolo cu fundașii, junior, cu 2-3 jucători adverși. Foarte greu îți creezi ocazii de a marca. Da, îmi caut și eu, nu știu, forma de altă dată. Normal, am fost accidentat, am stat o perioadă foarte lungă, mi-a fost foarte greu, joc și cu dureri, foarte, adică nu pot zic foarte mari, că sunt dureri acceptabile, pot să le duc. Dar pe mine mă interesează să câștige echipa, eu sunt un tip, un jucător, un om care, nu știu, până nu-mi dă sângele pe gură, nu mă opresc. Ai avut un dialog în repriza a doua cu centralul acestei partide, după care am spus că plece este la vânat. Și te-ai simțit vânat pentru acel cartonaș galben? Nu, eu am avut o discuție cu el, a început să numere faulturile și eu i-am zis că sunt niște, nu poți să le zici faulturi. L-am șicanat pe ăla, el le consideră faul. Ok, acolo tragere de tricou, am cu jocul, normal să fie galben. Dar, nu știu, cred că am destul de experiență ca să nu iau al doilea. Și sper să nu se mai repete, să iau cartonul și să începem și noi să conducem 2-3-0 și să fiu și eu mai calm. 11 metri repede, da? Clar, foarte clar. Chiar și adversarii au zis, au fost multe faulturi după 11 metri ale noastre, care nu le dădea arbitrul și adversarii ziceau, păi normal că nu le dă, că nu le-a dat 11 metri clar. Adică, dacă și adversarul vine și zice că a fost 11 metri clar, tu ce să mai zici? Cât timp ai contract sau cât timp Am contract pe un sezon. Contract pe un sezon. Exact. Mă gândeam la proiectul care s-a început acum la Baia Mare, în ce mod vei fi parte activă din el și câtă vreme? Păi, eu am fost adus aici ca și un vârf care să marcheze, nu știu,
calitățile care le-a văzut antrenorul în mine, dar poate și din cauza asta că sunt un tip un pic cam dur și trag, poate să trag și câțiva copii după mine, să, nu știu, prin atitudinea mea, prin dăruirea mea și nu știu, să vedem. După un an de zile, poate chiar și în iarnă, să vedem. Dar eu sunt foarte dezamăgit de mine, nu am rezultate, eu ca și jucător. Îmi doresc echipa să câștige, chiar dacă eu nu marchez, dar așa e în fotbal. Dacă tu nu ești pe plus, nu faci ceva în plus, n-ai cum. Mulțumesc! Mulțumesc!